Înainte să intru în acest program, cred că aveam destul de multe nopți consecutive într-o săptămână în care dormeam undeva în jur de 3-4 ore pe noapte. Și a doua zi dimineața eram frustrat pentru că ziceam, băi, n-am dormit suficient. Asta e clar că înseamnă că nu sunt odihnit, asta înseamnă clar că productivitatea mea e la pământ, asta înseamnă clar că nimic nu o să meargă bine, asta înseamnă clar. Adică eram într-un ciclu din ăsta al nebuniei în care mă învârteam într-un cerc. Și tot încercam, știi, apropo de încercam să ies din toată nebunia asta. Și clar că nu aș fi, și nu reușeam, nu vedeam ieșirea. Adică degeaba mă culcam mai devreme, să mă culcam exact la aceleași ore. Problema era că dormeam 3-4 ore, după care eram totally fresh și eram plin de energie și, da, eram frustrat, apropo de chestia asta. Ce am reușit să obțin în urma programului e exact asta, să fac pace cu mine, pentru că eram într-un struggle destul de mare, eu cu mine, și fiind eu cu mine, într-un continuu debate sau într-o continuă luptă, automat eram și cu toți ceilalți din jurul meu. Și treaba asta deja mă obosea și obosea, cred că, pe toți. De fapt, cred că asta te ajută mult, programul. Te ajută să te bucuri de prezent așa cum e el. Și să zici, bă, pe acum e ok, sigur o să fie mai prost pe viitor, dar deocamdată e ok. Și hai să fim mulțumiți cu ceea ce e pe momentul de față. Eu îmi autocream, apropo de a-ți autocrea diverse evenimente care să te scoată din zona de confort și să îți autocreezi o grămadă de lucruri nasoale pentru tine, tocmai ca să, nu știu, e o chestie foarte ciudată. Și atunci am zis, bă, ok, deci pot să și dorm, n-am nevoie de pills sau alte nebunii ca să ajung în zona de a dormi. E pur și simplu un moment. Și vreau să zic că în momentul în care am început să înțeleg anumite lucruri și să le interiorizez, guess what? Partea de somn a venit absolut naturală și fiecare a început să-și găsească rolul și locul. E un sentiment foarte fain să îți dai seama că nu ești cel mai important om din business și, apropo de planuri de viitor, vreau ca în următoarele, și cred, nu numai că vreau, cred și cred și sunt convins că se poate ca în următoarele 6 luni business să fie total independent de mine. Și de fapt asta îmi doresc. Ai ocazia în astea 9 săptămâni de curs să te întâlnești cu niște oameni. Și după cum am și botezat Sfântul Zoom, care de Zis, obicei îți dă niște oameni la care poate nu te aștepți să îi primești în zona ta de lucru. Și vrei, nu vrei, după un interval atât de lung de muncă constantă lângă un om, ajungând în niște zone foarte intime, ajungi să legi niște relații foarte faine cu mulți da. oameni. Și dacă stai să analizezi puțin care erau șansele să ajung să-l cunosc pe omul ăsta, care erau șansele ca să ajung să stau de vorbă cu omul ăsta și să-l înțeleg așa cum îl înțeleg în momentul de față. Aceste programe îți dau și perspectiva de a vedea și viața altora din alte unghiuri. Și cred că asta e extraordinar. Să ai posibilitatea să intri în viața cuiva fără să fii agresiv, dar să ai posibilitatea să vezi realitatea, să îi înțelegi lupta, să îi înțelegi traumele, poate câteodată, prin care a trecut, știi? Și să-ți dai seama cât de norocos și cât de recunoscător ar trebui să fii tu pentru anumite lucruri, pentru că clar n-ai cum să treci prin toate aceleași lucruri, și să-ți dai seama că, băi, ok, am avut și eu momente rele, dar uite, puteau să existe și dacă mai erau și ele, erau și mai nasol înainte, sau mai știu eu, știi? De multe ori pleci la drum cu niște bagaje de care nu ești conștient, și de multe ori mintea îți pune deoparte niște lucruri pe care le consideri uitate sau neesențiale și care te-au impactat. Și în cadrul acestui program exact asta s-a întâmplat, adică am avut posibilitatea să mă întorc la niște evenimente pe care le uitasem, efectiv nu le mai alocasem timp de foarte multă vreme și erau total pierdute. Salutări! Dacă urmărești acest video, înseamnă că dezvoltarea personală este importantă pentru tine și te felicit că aloci timp și energie ca să devii cea mai bună varianta ta. Vei urmări în continuare o serie de videouri. Aceste videouri sunt înregistrări ale colegilor mei
în discuție cu unii dintre clienții care au participat la procese individuale și de grup create de mine. Colegii mei sunt persoane foarte importante pentru mine și au avut o creștere exponențială, atât lucrând cu instrumente și metode create de mine, cât și prin munca pe care au depus-o în a deveni și ei cea mai bună variantă a lor. Ei, colegii, i-au luat la întrebări pe clienții care au parcurs procesele individuale și de grup create de mine, procese care le-au adus rezultate spectaculoase. Te invit să urmărești aceste videouri și să vezi tips and tricks prin care și tu poți obți rezultate exponențiale. Urmărește videourile. Viața, dragule! Bună dimineața, domnule! Mulțumesc că ai acceptat să ne vedem înainte de vacanță. Băi, cum are drag, nu de alta, dar na, în altă părți ale lumii nu știu cum am netul sau alte chestii și la mine vacanța de anul ăsta o să fie destul de lungă. Poate o merit. Exact. Silviu, te rog frumos să spui câteva cuvinte despre tine. Uite, de exemplu, eu nu știu cu ce te ocupi, nici eu nu știu. Am așa câteva detalii, dar nu știu ce faci, ce domeniu. Să zic în felul următor, împreună cu soția mea acum 20 de ani și un pic am fondat firma pe care o avem în continuare. Este vorba despre Ucom și ne ocupăm de livrarea de servicii lingvistice pentru companii, adică cursuri de limbi străine și partea de language audit. Acum, dacă stau să mă gândesc, sună a clișeu, dar l-am zis de teorie cât aproape că mi-a intrat în obișnuință. Ceea ce facem noi, de fapt, este să ajungem să dăm încredere oamenilor că pot mai mult, că merită mai mult, că vor mai mult și, de fapt, asta este pariul nostru cu această companie. Și obiectivul nostru pentru următorii 10 ani, apropo de planuri pe 10 ani, este să sprijinim peste 1 milion de oameni să evolueze în carieră prin ceea ce facem noi. Ok, curajos! Suntem la 250, așa că până așa peste 50 mai. Foarte fain! Mulțumesc și destul de clar. Așa, deja din ce ai zis tu se înțelege că ești în business cu doamna ta și așa mai departe. Adică, uite, de exemplu, sunt detalii pe care eu nu le știam, cu toate că ne-am văzut 9 săptămâni destul de des. 9 săptămâni, da. It's a lifetime. In the end, e o călătorie foarte faină, cu foarte multe urcușuri, cu foarte multe coborâșuri, dar până la urmă, we are back, știi, și we are here. Știi ce vreau să te întreb de la început? De ce ai intrat în program? Cum ai aflat de program? Asta am așa niște bănuieli, dar poți să ne zici și cum ai aflat de program și de ce ai Simplu, intrat? Monica. Împreună cu Delia, acum un an, am fost într-un program, eu într-unul, ea în două, în același timp și da, e o femeie extraordinară, a reușit să intre în două programe deodată. A fost și momentul în care, în același timp, și a fost și momentul în care Monica a zis, ok, ești singura, nu vreau să mai văd așa ceva la cineva. Ever. Așa că am făcut un program împreună cu Delia, în același timp am făcut programul de antreprenoriat și după ce s-au terminat cele două programe la Delia, Delia a zis, ok, vreau să continui cu niște sesiuni de coaching individuală cu Monica. Îi rămăseseră vreo 2 ore, ceva de genul ăsta, așa că s-a gândit că, ia și tu ceva de aici. Și am avut noroc. Așa că am avut o sesiune cu Monica, după care mi-a zis, măi, putem să lucrăm și individual, dar ceea ce îți recomand este că multe din lucrurile pe care le-am putea rezolva în tete-a-tete-uri individuale, le poți rezolva în cadrul acestui program pe care îl am în minte în momentul de față. Brain Remodeling for Men. Și așa că... Ok. Deci am aflat cum ai aflat de program. Acum te rog să-mi zici de ce ai intrat. Ce ai vrut să rezolvi? Care era problema pe care... Eram într-o pasă destul de incertă, cu toate schimbările care se produc în momentul de față în lume, în viața de zi cu zi, în tot ceea ce înseamnă activitățile și nu numai. Eram într-o zonă în care nu vedeam viitor, apropo de chestia asta. Eram ok pe prezent, dar sunt un om care se uită foarte mult la ceea ce înseamnă viitor. Și mie, adică vreau să-mi fie clar următorii pași pe următorii 2-4 ani de zile, să zic așa, adică pe termen mediu, ca să pot să merg mai departe spre lung. Și în momentul în care nu am o vizibilitate foarte mare pe următoarea perioadă mai lungă de timp, intru într-un soi de panică. Și asta a fost motivul pentru care am zis, it's time for do it și am intrat în acest program.
Ok. Foarte interesant. Tu ai intrat într-un program de echilibrare a Remodeling. valorilor și de a te recentra pe tine pentru viziunea ta pe termen mediu și lung. Da. Foarte De ce? interesant. Mie mi se pare că make totally sense, adică... Da, înțeleg ce zici. Ca să poți să mergi mai departe, în primul rând trebuie să fii ok cu tine și trebuie să intri și să faci pace cu tine. De fapt, uite, că bănuiesc că o să ajungem și la întrebarea asta, ce am reușit E următoarea. Ce am reușit să obțin în urma programului e exact asta, să fac pace cu mine, pentru că eram într-un struggle destul de mare, eu cu mine, și fiind eu cu mine într-un continuu debate sau într-o continuă luptă, automat eram și cu toți ceilalți din jurul meu. Și treaba asta deja mă obosea și obosea, cred că, pe toți. Am avut suficient de multă înțelepciune încât să mă uit în prima fază la mine, în o gradă, și să-mi dau seama, băi, stai că sigur o mare parte din problemă e la mine, nu e la alții. Și ăla a fost momentul în care am zis, I need it and I will take it. Ok, foarte tare. Deci, principalul rezultat pe care l-ai obținut este să faci pace cu tine. Da. Ok. Apropo de o chestie, știi, și înainte să intru în acest program, cred că aveam destul de multe nopți consecutive într-o săptămână în care dormeam undeva în jur de 3-4 ore pe noapte. Și a doua zi dimineața eram frustrat pentru că ziceam, băi, n-am dormit suficient, asta e clar că înseamnă că nu sunt odihnit, asta înseamnă clar că productivitatea mea e la pământ, asta înseamnă clar că nimic nu o să meargă bine, asta înseamnă clar, adică eram într-un ciclu din ăsta al nebuniei în care mă învârteam într-un cerc și tot încercam, știi, apropo de încerc, încercam să ies din toată nebunia asta și clar că nu aș fi, și nu reușeam, nu vedeam ieșirea. Adică degeaba mă culcam mai devreme, să mă culcam exact la aceleași ore. Problema era că dormeam 3-4 ore, după care eram totally fresh și eram plin de energie și... Da, eram frustrat, apropo de chestia asta. Ok. Apropo de pace. Cum s-a schimbat asta acum? Procesul a fost destul de interesant, pentru că în prima fază... Am zis, ok, asta este. Am ajuns în fază de acceptare. Am zis, bă, that's it. Hai să vedem, asta este. Mă trezesc dimineața la 3, mă apuc de treabă, văd, citesc, fac alte chestii. N-am mai pus atât de multă presiune cu mine. Și mi-a mai dat o seama de un lucru. Am fost într-o vacanță în care am reușit să dorm foarte mult și foarte bine și... E clar, nivelul meu de stres este foarte sus, sunt îngrenat în tot ceea ce înseamnă business în momentul de față și chestia asta vine cu la pachet cu mult mai mult stres pe care chiar dacă nu vreau să-l recunosc sau n-am un motiv logic pentru care să-l simt for real, de fapt asta era și paradoxul, că nu aveam niște struggle-uri imediate, gen, nu știu, o tonă de facturi neachitate de către clienți sau lucruri care ar putea să genereze un stres real și major. Eu mă autocream, apropo de a-ți autocrea diverse evenimente care să te scoată din zona de confort și să îți autocreezi o grămadă de lucruri nasoale pentru tine, tocmai ca să, nu știu, e o chestie foarte ciudată. Și atunci am zis, bă, ok, deci pot să și dorm, n-am nevoie de pills sau alte nebunii ca să ajung în zona de a dormi. E pur și simplu un moment. Și vreau să zic că în momentul în care am început să înțeleg anumite lucruri și să le interiorizez, guess what? Partea de somn a venit absolut naturală și e adevărat, azi noapte am avut un party până dimineața la 4, dar oh my God. Da, exact, altfel dorm normal, da, e și mine cam din față, mi se văd cearcă, asta e, nu mai am 20 de ani. Puteai să înscrii aboard mission, știi? No way, why? Limită. Dacă am stabilit ceva, am stabilit ceva și am stabilit asumat, adică știam okay. Că o să se întâmple, ce s-a întâmplat aseară, nu era o chestie din asta să zic, mai nu, stai că de fapt să-ți explic. De fapt, apropo de chestia asta, știi, cred că e foarte important și interesant, nu mai încerci să-ți cauți scuză, dar scuză, sunt și eu atât de bun, sunt și
alții atât de buni încât chiar nu mă mai interesează și nu vreau să-i mai văd, știi? Hmm. Scuze, cu toții știm și cu toții avem și cu toții putem să ne punem. Știi ce vreau să întreb? Cum se vede modul ăsta în care ai făcut pace cu tine în business-ul tău? Foarte simplu și foarte fain, aș zice. În sensul că nu ai pus atât de multă presiune pe mine și automat nu ai pus atât de multă presiune și pe ceilalți membri ai echipei. Și fiecare începe să-și găsească rolul și locul. E un sentiment foarte fain să îți dai seama că nu ești cel mai important om din business și, apropo de planuri de viitor, vreau ca în următoarele, și cred, nu numai că vreau cred și cred și sunt convins că se poate ca în următoarele 6 luni business-ul să fie total independent de mine. Și de fapt asta îmi doresc. Foarte tare. Te dai la o parte din calea ta. Mă dau la o parte din calea mea pentru a merge pe calea mea. Exact. Ca și nivel de, nu știu, planuri personale, că uite, suntem și așa la sfârșit de ani și ne uităm la ce s-a întâmplat anul ăsta și la ce vrem să facem anul viitor. Exact. Da, foarte probabil voi vrea să fiu implicat în cel puțin încă 2 business-uri până la sfârșitul anului viitor. Adică nu doar să fiu un silent investor, ci chiar vreau să fiu on. Nu totally on, dar să am așa. Legat de familia ta, cum ai simțit rezultatele astea din program? Voi chiar sunteți așa, știi, intrusivi, mă și enervați. cum să zic, să fiu realist și for real o să zic exact ceea ce mi s-a întâmplat. Ok. Și apropo, sunt bun a găsit explicații, că îmi place treaba asta. Și după cum îți ziceam, dacă eram în faza aia nasoală înainte să intru în program, inclusiv relațiile de familie au fost destul de tensionate, pentru că eu eram enorm de mult eu cu mine, punându-mi întrebări stupide la care nu aveam un răspuns și nu cred că putea cineva să-mi dea un răspuns, dar mi le puneam on and on and on. Și chestia asta automat genera foarte multă presiune pe mine și chestia asta nu există să fii doar tu under pressure. Chestia asta se reflectă în jurul tău. Și inclusiv puneam foarte multă presiune și pe ceilalți și ceilalți la rândul lor simțeau niște chestii. Adică e o chestie foarte... Nu suntem singuri, apropo de treaba asta. Nu suntem singuri pe plantație. Nu ești... Știu poveștile alea în care mulți zic, da, dumne, dar stai că de fapt ești tu cu tine. E adevărat, ești tu cu tine și cu toți ceilalți din jurul tău. Și atunci, automat, relațiile erau destul de tensionate între mine și fiica mea, între mine și fiul meu. Mai ales că ai mei copii sunt de 14 și de 12 ani, adică exact, e exact cel mai mișto moment acum, dar for el este chiar cel mai mișto moment acum, pentru că îmi dau seama inclusiv de momentele lor în care sunt jos și am învățat să stau lângă ei și să mă duc și să-mi găsesc timp să stau cu ei. Nu o fac la nivelul la care mi-aș dori, adică încă mai am ce să-mi reproșez, dar oricum e un huge improvement, e un mare step for... vorbesc în englezisme, nu știu, am voie? Nu te-am întrebat, nu mi-a zis, nu mi-a dat. Acum oricum, eu te întreb pe tine, tu vorbești ce vrei tu și cum vrei tu. Da. Sunt sigur că înțeleg, majoritatea oamenilor înțeleg. Da, deci cam asta e, adică... Chiar e fain și, după cum ziceam, aștept cu mare bucurie și cu mare entuziasm vacanța care va să vie și, da, e un moment în care sunt convins că o să ne conectăm foarte mult. Ce pot să zic mai mult de atât decât că vine totul într-un moment perfect pentru mine. Mm-hmm. Ce fain. Foarte tare. Păi, uite, să te mai întreb ceva. Mai întreabă-mă ceva. Care crezi că e cel mai mare aha al tău din program? Mai e legea dualității, știi că în orice lucru există și bine, există și rău. Deși e foarte dificil să vezi într-un lucru rău și părțile bune, cu exercițiu ajungi să faci treaba asta și te deblochează, te deblochează și te ajută foarte mult. Mai mult, în momentul în care lucrurile îți merg ca pe roate, în permanență îți pui întrebarea, ok, ce merge prost, știi?
Da. Și echilibrez mult momentele și evenimentele și absolut tot. Și să ne înțelegem, nu mai ești, adică nu ajungi în zona aia de robot, e bine, deci o să fie rău și ceva, sau, ci pur și simplu te bucuri, dar te bucuri cu anumite restricții și te bucuri efectiv de prezent. De fapt, cred că asta te ajută mult programul. Te ajută să te bucuri de prezent așa cum e el. Și să zici, bă, acum e ok, sigur o să fie mai prost pe viitor, dar deocamdată e ok. Și hai să fim mulțumiți cu ceea ce e în momentul de față. Da, foarte tare. Chiar vreau să te întreb cum folosești asta în viața de zi cu zi, dar ai început deja să-mi zici. Și cu copiii folosești tool-urile din program? Da, da, mă uit cu alți ochi la ei și la situațiile pe care ei le au și momentele în care vin către mine cu diverse provocări pe care inerent, de care se lovesc în momentul de față. Și atunci, da, merg foarte mult pe zona. Da, exact. Și mai un lucru foarte fain, apropo, ai ocazia în astea 9 săptămâni de curs să te întâlnești cu niște oameni. Și după cum am și botezat Sfântul Zoom, care de obicei îți dă niște oameni la care poate nu te aștepți să îi primești în zona ta de lucru. Și vrei, nu vrei, după un interval atât de lung, de muncă constantă lângă un om, ajungând în niște zone foarte intime, ajungi să legi niște relații foarte faine cu mulți oameni. Nu cu atât de mulți, dar cu câțiva, știi? Și e foarte fain că stai să te uiți și dacă stai să analizezi puțin care erau șansele să ajung să-l cunosc pe omul ăsta, care erau șansele ca să ajung să stau de vorbă cu omul ăsta și să-l înțeleg așa cum îl înțeleg în momentul de față. Aceste programe îți dau și perspectiva de a vedea și viața altora din alte unghiuri. Și cred că asta e extraordinar. Să ai posibilitatea să intri în viața cuiva fără să fii agresiv, dar să ai posibilitatea să vezi realitatea, să îi înțelegi lupta, să îi înțelegi traumele, poate câteodată, prin care a trecut, știi? Și să-ți dai seama cât de norocos și cât de recunoscător ar trebui să fii tu pentru anumite lucruri, pentru că, clar, n-ai cum să treci prin toate același lucruri, și să-ți dai seama că, băi, ok, am avut și eu momente rele, dar uite, puteau să existe și dacă mai erau și ele, erau și mai nasol înainte, sau mai știu eu, știi? Și chestia asta, de fapt, te echilibrează. Într-un cuvânt, cred că te echilibrează și te echilibrează foarte mult și îți dă un alt drive, a te duce mai departe în a vedea realitatea din prezent și a face pace inclusiv cu trecutul, știi? Să zici, băi, de fapt asta e marele atu, că de multe ori pleci la drum cu niște bagaje de care nu ești conștient și de multe ori mintea îți pune deoparte niște lucruri pe care le consideri uitate sau neesențiale și care te-au impactat. Și în cadrul acestui program exact asta s-a întâmplat, adică am avut posibilitatea să mă întorc la niște evenimente pe care le uitasem. Efectiv, nu le mai alocasem timp de foarte multă vreme și erau total pierdute. Dar mi-am dat seama că au rămas undeva implantate în mintea mea din moment ce mi le-am adus aminte destul de ușor, apropo de chestia asta. Și mi-am dat seama că lucrurile astea sigur au avut un impact asupra mea, pentru că altfel nu le-aș fi ținut minte, nu le-aș fi avut în minte în momentul în care veneam către colegul meu cu diverse situații, probleme și așa mai departe. Cum zice Monica, de multe ori lucrurile astea ajung din umbră, așa cum sunt ele, ajung să te conducă. Da. Să zică ce poți să faci, ce nu poți. Nu știu dacă te conduc, dar zici, de ce mi se întâmplă mie chestia asta? Sau de unde mi se trage? Și niciodată nu ai timp să reflectezi de unde ți se trage o chestie care vine din trecutul tău îndepărtat. Și de ce mai multe ori nu atunci când se întâmplă sau după aceea nu mai dai importanță celor lucruri. Dar alea rămân în tine. Îți rămân într-o parte din tine și până nu faci pace cu ele, nu o să te lase. Nu o să te lase să mergi mai departe. Pentru că sunt niște ancore oarecum, niște ancore
pe care nici nu le vezi. Asta e cel mai nasol, că sunt niște ancore care te țin locului, te țin statuit și nu-ți dai seama de ce nu poți să mergi mai departe. Nu poți să mergi mai departe pentru că pur și simplu trebuie să eliberezi, să tai lanțul ăla sau să eliberezi acea ancoră pentru a putea merge mai departe. Mă gândesc acum la un vas așa care vrea să navigheze și mai are niște ancore invizibile lăsate prin apă care se târie pe fundul mării și zici, bă, dar de ce nu ai vântul e bun, vremea e bună, de ce nu înaintezi cu viteza cu care trebuie să înaintezi, știi? Ce imagine faină ai creat. O să o folosesc, să știi. N-am pus copyright pe așa că... Primez voie? Bineînțeles. Ok. Acum aș vrea să te mai întreb un singur lucru. De ce? Mi-a început să-mi placă. M-ai trezit de la ora asta. Pentru un singur te-am promis jumătate de oră, nu? Am zis că ne încadrăm. Putem să o facem mai mult, pentru că oricum am vorbit mult, așa că ai de unde să tai. Oricum nu tem nimic. Nu tem nimic. Că really? Da. Am zis prea multe prostii. Nu. Dacă tu vrei să scoți ceva, dacă tu zici ceva foarte personal și vrei să scoți, poți să-mi spui, dar dacă nu, să știi că asta e valoarea în ceea ce facem acum. Dacă, atunci când se uită cineva la înregistrarea asta, de fapt, vede oamenii așa cum sunt. Și atunci relaționezi, dai seama că sunt oameni ca tine, când vorbesc liber, nu când începem și facem tot felul de montaje, sună Tony Robbins. Da, puteai să-mi dai și mie o culoare mai bună. Da, față. Exact. Ștergeai din cearcăne, din alte treburi. Păi nu, că după aia nu mai avea sens, că nu mai înțelegea nimeni cum ai putut să stai aseară așa târziu și să n-ai cercat. Da, și să arăt atât de bine. La cei 23 de ani ai mei, nu? Da, exact. Știi ce vreau să te mai întreb? Perfect, prima ar fi, penultima ar fi, de ce crezi tu că ai avut rezultate în program? De ce crezi că ai avut rezultatele astea? Uite de ce. Pentru că mi-am dat seama cât de importantă este consecvența și... Chiar am fost consecvent în ceea ce am avut de făcut. Asta este. Adică n-a fost ușor, din păcate, programul meu și programul colegului meu de grupă cu care trebuia să lucrez erau destul de diferite, așa că trebuia să lucrăm dimineața la ora 6, ceea ce ne făcea să ne trezim pe la 5 și jumătate. Da, a fost dificil, dar repet, poate prin faptul că a fost dificil, a fost și plăcut până la urmă și odată ce te-ai apucat de acest lucru și ești consecvent în prima fază, nu vrei să renunți pe parcursul procesului pentru că îți dai seama că îți bați joc de orele și de zilele și de săptămânile investite în prima fază și zici, băi, era să zic ceva ore, dar mai bine că am tăcut. Dacă am făcut chestia asta până acum, o fac și de acum încolo, apropo de consecvența cu care și de faptul că dacă am zis un lucru, l-am zis și îl zic asumat, adică, repet, e foarte simplu să găsești scuza și să dai vina pe altul, că mai știi, de fapt eu am vrut aseară să ajung acasă la ora 12, dar am avut niște colegi care se simțeau foarte bine și n-am putut să-i las singuri și m-au tras de mine și... sau unul de un picior, altul de gât, exact. Unul și a zis, mai stai încă 10 minute și alea 10 minute s-au făcut 4 ore și îți dai seama ce imagine frumoasă și motiv bun de a nu veni aici sau de a nu mă întâlni cu tine la ora asta aș fi avut, dar nu. Știi ce vreau să te întreb? Dacă pentru consecvența asta despre care vorbești tu, pentru la consecvență te-a ajutat faptul că ai avut rezultate de la început? Adică ai simțit deja ahauri la începutul exercițiilor sau a fost mai ai primit mai încolo rezultate? Nu, a fost vorba de... Nu, ahaurile nu-ți vin totdeauna și la început nu te poți aștepta să ai niște ahauri din astea masive sau cel puțin în cazul meu nu au fost niște ahauri din astea care să fie blow mining și să zici wow, evrica, știi? Nu, dar e vorba de respect. E vorba de respect față de tine, e vorba de respect față de ceilalți oameni cu care interacționezi și treaba asta chiar te formează ca și om, din punctul meu de vedere. Adică îți dai seama cât de important este să fii asumat. Cred că ăsta e cuvântul. Ești asumat.
Ești asumat în ceea ce faci, ești asumat în ceea ce spui, ești asumat în ceea ce simți și te împaci cu treaba aia. Multă lume în momentul de față folosește cuvântul ăsta, băi, mi-asum, am făcut o chestie, mi-asum. Cum ți-o asumi? Băi, mi-asum că azi noapte am petrecut mai mult, așa că îmi pare rău pentru chestia asta, mi-asum, dar ne vedem cu altă ocazie, știi? Când am zis îmi asum toate consecințele care vin din treaba asta, adică nu doar un lucru. Nu verbal. Da. Așa. Și ultimul lucru pe care aș vrea să mi-l spui este cum ai vorbit tu, nu neapărat cu Silviu, dar cu cineva ca tine, înainte de program, ce ai spune să îl convingi să facă programul? Ce i-ai spune, cum i-ai spune că merită? Mai asta știi, atinge acum o chestie foarte, foarte faină. De ce? Pentru că îmi place marketingul, dar nu o să fac marketing aici. Și o să zic exact ceea ce simt în momentul de față și ceea ce cred că ar trebui să înțeleagă fiecare om în momentul în care te apuci de treaba asta. Dacă nu cauți shortcut-uri și nu cauți hack-uri de a deveni tu, să te culci într-un fel și să te trezești altfel, asta e realitatea. O să fie greu, o să fie cu ieșire din zona de confort, o să fie cu multe provocări atât pentru tine cât și pentru ceilalți din jurul tău, dar in the end, vei fi mândru de ceea ce ai realizat și de ceea ce ai reușit să faci până la urmă. Mulțumesc. Nu știu dacă ți-am răspuns la întrebare și la întrebări, dar m-am străduit. Deci mulțumesc frumos, Silviu, și pentru că te-ai trezit dimineață chiar dacă a fost o noapte grea și pentru că urmează să ai vacanța și ai reușit să pui întâlnirea asta. Hai, cu mare drag, cu mare drag. Și apropo de chestia asta, e o chestie reciprocă, adică am primit ceva de la voi și mi se pare absolut normal să dau ceva înapoi. Mersi și eu foarte mult pentru toate. O zi faină, dragilor. Asemenea.